de a studia ca și voi, din clasele mai mici. Iar în liceu am participat la diverse concursuri de limba franceză și vă sfătuiesc și pe voi să vă implicați mai mult, să învățați limba franceză ca să participați și voi la diverse concursuri. Bineînțeles că doamna profesoară lucrează foarte mult cu voi și încearcă să vă inspire dragostea de limba franceză, care, bineînțeles, este o limbă importantă alături de limba engleză, trebuie să o marginalizăm. Bun, și dacă veți merge vreodată la Paris, trebuie să știți să comunicați în limba franceză. Sau dacă vedeți la televizor un film în limba franceză, vă este mult mai ușor să-l traduceți. Da, doamna știu că iubește foarte mult pe Céline Dion, o cântăreață care provine și din ce țară? De cineva? Franța. No, din Canada. În Canada se vorbește de asemenea tot limba franceză. O altă întâmplare referitoare la această cântăreață este că eu am vizionat filmul Titanic. L-ați văzut? Da! Bun! Și știți că acest film are ca și coloană sonoră filmul Cântecul cântat de Céline Dion, My Heart Will Go On. Da? Dacă ascultați pe Céline Dion, vă puteți întipări foarte bine cuvinte în limba franceză și în spaniolă și în italiană. Nu mai multe limbi, dar în general în limba franceză. Da? Bun. Dacă aveți întrebări. Da? Aveți o întrebare? N-are nimeni întrebare? De ce vă place vouă limba franceză? Cum este această limbă? Este plăcută, da? Are o sonoritate plăcută și este ușoară din punctul meu de vedere. Și distractivă, de ce e distractivă? Da, zi Valentin, de ce este distractivă? Pentru că ne ajută să comunicăm cu alți oameni și este și plăcută. Da? Dar pronunțăm la fel ca limba română? Câteodată. Cam nazal, așa sunetele sunt nazalizate, da? Ia să vedem altceva. Îți place limba franceză? Pentru că pot să învăț foarte mult și când mă duc în alte țări se vorbește în general franceza. Da? Altcineva? Ane, ție, de ce îți place limba engleză? Ane, Marie, de ce îți place limba engleză? O, nu se poate. E o limba foarte vorbită și mama ta este profesoară. Hai, spune-mi! Deci, tu ai fost plecată și în? Anania. Acolo se vorbea? Nu mai engleză, da. Și înțelegeai ceea ce se spunea? Una ori, da. Da? Da. Alexandra, ție de ce îți place limba franceză? Mulțumim foarte mult, doamna profesoară. Aveți găsit. Mă gândeam ție, de ce îți place limba spaniolă? Te ridici și ne spui. De ce îți place limba spaniolă? Zi tare, pentru că eu am fost în acea țară, pentru că sună frumos, pentru că chiar aici în România poți auzi filme sau melodii în spaniolă și eu le pot înțelege și pentru că eu vorbeam mai de mică cu tatăl meu care a muncit mulți ani în Spania. Bravo! Ca să ne convingi că îți place limba spaniolă, spune-ne, transmite-ne un mesaj în limba spaniolă. La gente no hacía diferencia, que era su madre.
spuselor tale. Eu am zis așa. Bună, mă numesc Ilie Madalina, am 11 ani și am stat în Spania 6 luni, în care 3 în vacanță și 3 la școală. În aceste 3 luni la școală am învățat să vorbesc, să scriu și să citesc în spaniolă. Am văzut cum profesorii aveau răbdare cu tine și aveau moduri diferite să te învețe și cum statul lor, chiar dacă era mai mic al nostru, era mai organizat, curat și mult mai civilizat ca al nostru și cum lumea, oamenii de acolo, nu făceau diferența dintre cei de-a lor, adică spanioli, sau alți oameni care erau din altă țară. Vous aimez la musique? Vous aimez la musique? Oui. Vale. Va vous dire une petite poésie, presque chanter. Vale, se vous spun o poezie, dar aproape cântată. Frumos de tot, în italian, în italiană. S'il te plaît, Vale. Hai, frumos așa să vrăjești fetele. Toate. Un crocodilo come fa, non ce ne sono che lo sa. Si dice mangi troppo, lo mette mai capotto, e quando il vento sabbia, e non lo sabbia, e rico come fa il crocodilo? No. Ma gli spui o dato? Că ne-a plăcut tare, nu mai spui o dato. Hai, mai spui o dato. Și noi încercăm să învățăm. Hai. Crocodilo come fa, non ce ne sono che lo sa. Si dice mangi troppo, lo mette mai capotto, e quando il vento sabbia, e non lo sabbia, e rigo come fa il crocodilo. Bravo, 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 bravo. Avem o domnișoară care a trăit, care s-a născut în Italia. Da? Diana s-a născut în Italia. Și acum a venit cu familia în România. Și Diana va pregăti ceva în italiană. O aplaudăm să facă curaj, da? Și ascultați, să vedeți ce frumos sună și limba italiană vorbită. Sigur, se mai poate. Ciao, eu sunt Diana, o nume anii. Hai, ai fost în Italia, conosciuto in Italia, a Roma. Și acolo ai apărut tu, da? Ai frate, sunu, ne mai povestești un pic. Vă rog să ascultați. Hai. Nu? Tu e enfant clinic. Ele e enfant clinic. Ți-a plăcut în Italia? Spune-ne, da, mi-a plăcut în Italia. Era un... O țară frumoasă, o atmosferă plăcută. Așa, așa, așa. Bun, acum ne spui de ce ești așa de emoționată. De ce ești emoționată?
nu știu de ce ești emoționată. Să știți că și Diana vorbește cursiv limba italiană, dar acum văzându-vă pe toți așa curioși, așa de franțuziți și de spanioliți, Diana s-a emoționat. Soabia am venit la e beaucoup de succes à l'école, oui, beaucoup de succes à l'école. Bisous. Dă-ne un pupic în italiană. Un bacio. Un bacio, așa, așa, așa. Bun. O aplaudăm pe Diana. Mersi, Diana. Spasivă, cum spunea doamna profesoară. Da? E, acum o să continuăm cu niște poezioare în limba franceză și avem patru fetițe drăguțe, patru prințesele de la clasa a 3-a B, care vă vor recita poezioare. Cine e cea mai curajoasă să ne spună prima poezia? Ionela! Hai, Ionela, vino! Ionela are o poezioare. Da. O aplaudă! Faceți-i loc și Biencuței să stea până spune Ionela poezia. Vă rog să ascultați cu atenție. Hai, iubita mami! La zi de colie, mega mi-carte, eu de cloie, avem de o companie, copa, și de e arachii, vor de seamnă, silas, saluze, saluze, arachii, de carte. Eu dar doamnă, dăstilor, e doar tot de migolo, tată de vestica, e vila de colie! Vila de colie! Trăiască viața de școlar! Bravo! Foarte bine! Biencuța o să vă facă o urare de ziua voastră. Fiecare aveți o zi în care v-ați născut, ziua aniversării voastre și atunci petreceți. Ia, să petrecem împreună cu Bianca! Shows a fair. On mange de gâteau, on ouvre de cadeau, on souffle les bougies, on chante, on danse, on va faire des folies. Folie. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bravo! Avem pe cineva copii. Are o problemă? Da, se întoarce, se întoarce. Atunci pisicuța o mai așteptă să vină Alinuța să ne-l prezinte pe Arlechino. Da, o aplaudăm pe Alinuța. Hai, Alinuța! Ui! Chignol. Rigol. Idiot. Silence, regarde. Malin, voyez. Colombie. Colombie. La blue. Coquille. Coquille. Et moi. Et moi. C'est le loup. Le loup. Dites que c'est le loup et je vous mange tous. Da? Je suis le loup et je vous dévore tous. Da? Bravo, bravo, bravo. Până un alta, voi știți toți cântecelul cu roboțelul, da? De pusil vă plec! Am o mare rugăminte la voi, vedeți cum vă turnă să nu cădeți, da? Că ne filmează! Attention! C'est un moment maintenant! Dans mon château! Dans mon château! Il y a un robot! Il y a un robot! Qui mange du pain? Qui boit de l'eau, qui boit de l'eau, quand le robot marche, quand le robot marche, tout le monde marche, tout le monde marche, quand le robot marche, quand le robot marche, tout le monde marche, tout le monde marche, dans mon château, dans mon château, il y a un robot, il y a un robot, qui mange du fait, qui mange du fait. Qui boit de l'eau, qui boit de l'eau, quand le robot saute.
bom. Ia lo. Qui mange du fer? Qui mange du fer? Qui boit de l'eau? Qui boit de l'eau? Quand le robot tourne, quand le robot tourne, tout le monde tourne, tout le monde tourne, quand le robot tourne, quand le robot tourne. Stéphane, tout le monde tourne, tout le monde tourne. Dans mon château, dans mon château. Vous entendez? Mai avem o fetiță care vorbește un picuț așa spaniola. E Flori. Flori, Lino, Lino, Lino. Hai, Flori. Ce ne spui? Numărătoare. Numărătoare. Lasă acolo. Așa și... Hai. Atenție! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și la început mai știi să ne mai spui? Vrei să inversi numele în spaniola? Atențion, vă dovea repete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, se, siente, ocho, nueve, diez. Silas. Spune-ne că ne iubești. Spune-o pe mami. Atunci, cum o strige spaniolă? Mama. Știi! Spune-ne, Mădălina, cum o strigă pe mami în spaniolă? Mama. Mama! Și vin aici? Auziți cum spune Mădălina? Vena? Venata. Vieni qui, în italiană. Vieni si, vino aici. Da? Mersi, se trebuian. A trebuit să flori, a trebuit să flori. Mersi, mersi, mersi. Bun. A venit Ane? Nu a venit Ane, dar ce-o face? Da? Dragi... Anemona. Dragilor, m-am gândit să ascultăm și un pic de muzică, chiar dacă băieților nu le place. Oricum, ca să vă liniștiți. A venit Ane. Ane, ce faci? Ne spui poezia? Vrei să ne spui poezia sau ți-e rău? Ai emoții? Păi e rău. La Ane ți-e rău? Hai să continuăm. Vă propun un pic de muzică ca să se înveselească și anemona, da? Și am ales eu un cântec în limba rusă. Cântecul se numește Arlechino. Ascultați? Ceva se numește cântăreața. Știi să-i dau vizualizare? Du-te și de pe ecran mare. Du-te și de pe ecran. Я просто снег. Сами попили.
sunt mai multe cântece cu Ala Pugaceva. Ala Pugaceva este o voce a scenei internaționale muzicale. Dacă sunteți curioși, găsiți cântecul acesta pe YouTube și îl găsiți și în interpretare românească. Dorin Anastasiu se numește artistul. Mă mai întrebați după ce terminăm activitatea. Și pe final, avem o invitată specială care o să vă cânte un cântecel dedicat copiilor, dedicat păcii, dedicat lumii noastre de mâine. Este vorba despre Alinuța, de la clasa 6A. Alinuța a participat la concursul Le Francophile în anul școlar trecut și pentru cântecelul acesta a luat mențiune. Da? O aplaudăm pe Alinuța și o ascultă. Cântecul se numește On écrit sur les murs, scriem pe ziduri numele celor pe care îi iubim. Cu câte un cântecel, cu câte o poezie, fie în engleză, fie în franceză, fie în spaniolă, fie în rusă, da? Da? Vă mulțumesc foarte mult! Sper că am contribuit ca să vă placă, ca limbile străine să vă placă
cât mai mult și să nu mai fie străine de voi, să vi le însușiți. Mulțumim doamnei bibliotecare Nico Ganea pentru găzduire. La anul sperăm că ne întâlnim tot aici. Vă doresc o zi plăcută și bon weekend! Bye-bye!